Jandarmii Giurgiuveni sărbătoresc pe 1 septembrie ziua jandarmeriei rurale. În urmă cu 123 de ani, necesitatea existenței unei instituții care să asigure ordinea publică și respectarea legilor în mediul rural a determinat inițierea unor demersuri pentru elaborarea legii de organizare a jandarmeriei la nivel național. În prezent, Arma Jandarmeriei este o instituție cu tradiție, care are un rol important în asigurarea ordinii publice și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Pentru a marca semnificația acestei zile, la sediul inspectoratului a avut loc o activitate cu tema Jandarmeria Rurală, moment de aducere aminte și recunoștință. Cu această ocazie au fost punctate principalele misiuni pe care le executau jandarmii în urmă cu peste 100 de ani, dar și modificările legislative care au condus la edificarea instituției de astăzi. Până în anul 1998, ziua de 1 septembrie, marca și ziua Jandarmeriei Române. Odată cu intrarea în vigoare a legii de organizare și funcționare a jandarmeriei, ziua armei se sărbătorește pe 3 aprilie, fiind momentul care marchează promulgarea primului act de înființare a Corpului de Jandarmi pe teritoriul României, Legiunea pentru reformarea Corpului Slujitorilor în Jandarmi, anul 1850. În prezent, la nivelul județului Giurgiu, jandarmeria are subunități în localitățile Bulintin Vale, Singureni, Roata de Jos, Mihăilești și Clejani. Odată cu operaționalizarea acestor structuri, jandarmii execută zilnic misiuni în cele două orașe din nordul județului, în comunele menționate și în localitățile arondate acestora.